Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se schimbă visul lui Putin de refacerea Uniunii Sovietice, devine realitate în feluri neașteptate și probabil că nu neapărat acolo unde își dorește dictatorul rus, dar de întâmplat se întâmplă. Adică, de exemplu, noile standarde din industria auto rusească vor întoarce Federația în anii 80, când URSS mai avea câțiva ani de trăit. Deci, istoria revine. Printre altele, după ce au plecat și băuturile recoritoare clasice, Coca-Cola și cine a mai plecat, Pepsi. Și acum apar de-astea, Comicola, diferite... Brisca Ford, da, de-astea, cum aveam și noi, Rocola și Quicola. Da. Brick for ăla, nu știa nimeni să pronunțe Brick for. Mi-a zis o doamnă, dată, vreți Brisca Ford de-asta? Brisca Ford. Da, bun. Și acum se întorc și cu mașinile, de când cu sancțiunile, e penurie mare de componente electronice și piese de schimb, nu pot să mai facă multe lucruri, elemente de siguranță care sunt controlate de computere în mașinile de azi, așa că producătorii auto din Rusia s-a dat lege, au voie de acum să facă mașini fără ABS, fără airbag-uri, fără dispozitive de pretensionare a centurilor de siguranță. Deci fac niște lăzi, practic, le pun pe roți. Da, niște lăzi numite Lada, cum ar fi. Ca pe vremuri. Rusia reduce considerabil și standardele de mediu. Deci ziarul notează, adică Comersant publică asta și ziarul notează că standardele au fost reduse la un nivel echivalent cu cel al vehiculelor produse în 1988. Da, servodirecție mai au? Nu cred că o să mai aibă, că și aia tot pe... Bași, cum să facă rușii niște mușchi, măcar atât. Revin și la carburator, aia ar fi fița. Băi, injecția este controlată de computere. Tot, mașinile moderne deci sunt teoretic computere. Se revine și la carburator. Deci dacă n-au componente electronice, dacă n-au chipuri și componente electronice ca să controleze ABS-urile, airbag-uri, pretensionarea centurilor în caz de accident, asta înseamnă că nu mai poți să pună radare în fața în fața mașinii, probabil că nici injecția. Poate că o să facă injecție, dar modelul cum era și Dacia Nova. Cred că Dacia Nova la noi a avut prima dată injecție sau... Parcă au fost niște Dacii care au venit cu motor cu injecție după carburație. Prima mea mașină a fost pe carburație. Să vezi tu ce revine moda. Da. Până prind ăștia de veste ăștia mari și zic, opa, ia uite ce idee bună. Păi ce, nu a revenit vinilul? Nu au revenit blugii evazați? Da, corect. Să revine și carburația. Da. Băi, prima mea mașină avea carburator. Nu, motorul nu făcea, adică aia nu de la carburator la făcea. La tacheți de la noi. Erau mai multe posibilități. Dar nu pornea, nu pornea. Măi, dacă nu m-am chinuit cu carburatorul ăla, să-i amestec benzina cu aerul, să-i reglez lucrurile, să cu șocul, cu băi, nu mergea deloc. Până la urmă am descoperit că avea garnitura înțepată. Deci garnitura care se punea de la carburator, pe ce se monta, pe blocul motor, pe ce naiba se monta, că am și uitat, era înțepată. Și după ce am schimbat garnitura, luată de la piese la mâna a doua, era ca nouă, am verificat-o, mașina mea pornea boierește, e adevărat, consumul n-am pus să reglez niciodată. Deci, ce mai este de zis? Rusia a publicat recent o listă cu aproximativ 100 de categorii de bunuri care pot fi importate fără acordul proprietarilor de proprietate intelectuală pentru a eluda restricțiile. Deci, practic, pot fi furate, s-a dat liber la furt, luăm și copiem ce e acolo și asta este problema. Deci, vă spun, Putin a dat lovitura. El reîntoarce Rusia în anii 80... Natural. Mai puțin, cred, partea cu armata, deși, na, nici armata în anii 80 rusă nu pare să fi fost grozavă, că au mâncat bătaie în Afganistan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.